Credincioșii și clericii din au adus astăzi mulțumirea lui Dumnezeu pentru împlinirea a 23 de ani de la întronizarea în alt preasfințitului părinte mitropolit Nifon, arhiepiscopul Târgoviștei. Cu acest prilej, ierarhul a oficiat Sfânta Liturghie în Catedrala din Târgoviște, înconjurat de un sobor numeros de clerici. Părintele protopop Silviu Danciu de la Protoieria Târgoviște Nord a evidențiat cele mai importante momente ale slujirii în alt sale. La final, mitropolitul Nifon a fost felicitat de autoritățile locale prezente. Astfel au ținut alocuțiuni Corneliu Ștefan, președintele Consiliului Județean Dâmbovița, Daniel Cristian Stan, primarul municipiului Târgoviște, Claudia Gilia, prefectul județului Dâmbovița și conferențiarul Laura Gorghiu, rectorul Universității Valahia. Sărbătoarea a continuat în aula Sfântul Voievod Neagoe Basaraba, reședinței mitropolitane, unde corala catedralei a interpretat colinde. Discursul festiv a fost rostit de părintele conferențiar Alexandru Arion, care a prezentat cele mai relevante aspecte ale arhipăstoririi ierarhului, atât în cuvântul de la catedrală cât și în cel de la reședință, în alt preasfinția sa a accentuat semnificația nașterii Domnului pentru istoria și civilizația noastră, arătând sensurile ei teologice. Nașterea Domnului este evenimentul cel mai important al mântuirii noastre, fundamentând civilizația creștină a umanității, a spus mitropolitul Nifon. Sub chipul Dumnezeiescului Prunc, Dumnezeu ne arată că iubirea, dăruirea, jertfelnicia, adevărul și dreptatea sunt darurile firește ale omului, și pacea, reconcilierea și bună înțelegerea sunt mijloacele autentice prin care noi putem trăi prezența lui și îl putem slăvi în mod autentic. Mitropolitul Nifon a subliniat și importanța Maicii Domnului în istoria mântuirii, îndemnând la urmarea virtuților ei în viața noastră spirituală. La final, în alt sa i-a îndemnat pe clericii prezenți să intensifice misiunea pastorală, aprofundându-și propria vocație a slujirii poporului lui Dumnezeu.